Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit în casa Domnului, aici unde dă El binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Aș dori să deschidem Evanghelia după Marcul, la capitolul 5, unde vom citi de la versetul 21. Evanghelia după Marcul, capitolul 5, versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. A ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita, cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Și ei au rămas înmărmuriți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Aș vrea să vedem astăzi cel mai binecuvântat loc de pe planeta Pământ. La picioarele Domnului Iisus. Și vă invit să ne așezăm toți la picioarele Domnului Hristos. Pentru ca să învățăm câteva lucruri pe care nu le poți învăța în niciun loc de pe pământ, decât la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Și cântarea care s-a cântat, când ești în strâmtorare, când tot în jur se năruie, când ai intrat în deznădejde, în amărăciune, când nu vezi nicio lumină, nicio speranță, niciun loc de adăpost, aleargă la Iisus, aruncă-te înaintea Lui, zdrobește-ți inima și îngenunche înaintea Lui. De ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a înălțat așa de sus, pentru ca înaintea Lui să se plece orice genunchi. Ai auzit? Și al tău. Oricât de bine te-ai ținea, oricât de mândru ai fi, oricât de bine ți-ar merge, tot trebuie să te pleci înaintea Lui. Este atotputernicul Dumnezeu care s-a întrupat și care a venit să poarte păcatele noastre în trupul lui pe lemn. Și orice limbă să rostească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos
este Domnul. Și cât de mult aș dori ca astăzi, toți care suntem prezenți, copii, tineri și bătrâni, să putem să rostim că Domnul Iisus este Domnul, Domnul meu. Așa cum îi spunea Maria în dimineața învierii, Domnul meu. Nu știu cine l-a luat pe Domnul meu și unde l-au pus. Și când este Domnul tău, vei fi gata să asculți de El, să-L urmezi pe El. E bine, vedem aici două persoane care fac același lucru. Se aruncă la picioarele Lui. Expresia aceasta aș dori să nu uităm. Să ne aruncăm la picioarele Lui. Vreau să vă întreb, vă rugați acasă? Și eu sunt convins că vă rugați. Cum vă rugați? Îngenunchiați sau în picioare? E normal să îngenunchem înaintea Lui. Și la picioarele Lui învățăm câteva lucruri speciale. Primul lucru pe care îl învățăm la picioarele Lui este acesta. Doar la picioarele Lui îți dai seama cât de neputincios ești. Iair, un om cu vază, un om cu bani, un om cu influență, un om care era în consiliul sinagogii din cetatea Capernaum. Un om special. Dar vine necazul în viața lui. Și când vine necazul în viața ta, necazul nu te ocolește. Necazul te lovește și te trântește la pământ. Cel mai mare evanghelist al tuturor vremurilor, care aduce cele mai multe suflete la Domnul Hristos, este necazul. Eu nu știu care e necazul tău, poate să fie o datorie la bancă, poate să fie șomajul, poate să fie un soț care vrea să divorțeze, poate să fie un copil bolnav, poate să fie o boală grea. Vino înaintea Lui. Aruncă-te înaintea Lui. Așa cum stai pe scaun. Zdrobește-ți inima. Doamne Iisuse, sunt aici. Mi-e rușine să îngenunchez de față cu toți. Dar îngenunchez în inima mea. Și spun necazul meu. Și spun povara mea. Nu mai pot să o duc. E prea mare pentru mine. Vin la Tine, Doamne Iisuse. O vărs înaintea Ta. Doamne, ajută-mă. Este cea mai scurtă rugăciune din Scriptură. Doamne, ajută-mă. Doamne, dă-mi izbândă. Doamne, mântuiește-mă. Și omul acesta, cât de mare era, se aruncă la picioarele Domnului Hristos. Îi dă cinstea care îi se cuvine Fiului lui Dumnezeu. Se închină înaintea Lui. Și apoi îi face o rugăciune. Doamne, fetița mea e pe moarte. Dacă vrei, vino să spui mâinile peste ea și să se vindece. O problemă. Probabil că era singurul copil. Nu ne spune Scriptura. Cert este că în momentul în care ai probleme cu copiii, se atinge inima. Se rupe ceva din tine. Și ne rugăm pentru noi și copiii noștri ca Domnul să le dea sănătate, să-i țină lângă El, să-i aducă la El, să le dea un duh de pocăință, să le zdrobească mândria inimii. Pentru că sunt în planul lui Dumnezeu. Pentru copiii de credincioși, zarurile au fost aruncate. Sunt în planul lui Dumnezeu. Crede în Domnul Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Crezi lucrul acesta. Încrede-te în El și El va lucra. Acolo Iair își dă seama că este doar țărână. Și cel care este în fața lui este atotputernicul Dumnezeu. Cel care ține în mâna lui toate lucrurile. Cel care a făcut cu cuvântul lui, prin cuvântul lui, toate lucrurile care se văd și care nu se văd. Și în pulberea pământului, Iair îi face această rugăciune. O rugăciune cum nu s-a mai rugat Iair. Era fruntașul sinagogii. Se rugau și în sinagogă. Dar în fața Domnului Hristos s-a rugat altfel. Cu lacrimi. Eu nu știu cum te rogi dumneata acasă. Dar Domnul știe. Să-ți deschizi inima înaintea Lui și să plângi înaintea Lui. Pentru Domnul o inimă zdrobită și un duh mâhnit este așa de plăcut. Atunci intervine. Vine să șteargă lacrima. Dumnezeul oricărui har și al oricărei mângâieri. Vrea să-ți ia deznădejdea ta. Vrea să-ți ia amărăciunea ta. Vrea să te ridice și să-ți dea binecuvântarea Lui. Vrea să vină în casa ta. Și Domnul pleacă pe drum după acest
Iair ca să meargă în casa lui. Deschide inima, deschideți casa ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în casa. Aceasta ar fi cea mai mare onoare care ți se face. Să-L primești pe Domnul Hristos în casa ta. În momentul în care intră Domnul Hristos într-o inimă sau într-o casă, lucrurile se schimbă. Cel care este neschimbat, care este același ieri și ieri și în veci, are toată puterea să te schimbe pe tine, dacă vrei și tu. Lasă-L să te schimbe, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat și vei fi binecuvântat. De multe ori dăm și noi idei Domnului Hristos. Doamne, vino la fetița mea, e bolnavă, dar vino să spui mâinile peste ea. Putea să spună, cum a zis un sutaș care avea un rob bolnav. Zice, Doamne, nu sunt vrednic să vii sub casa mea, sub acoperământul meu. Fii doar un cuvânt. Iair n-a zis. A zis, vino să spui mâinile peste ea. Și poate și noi îi dăm soluții câteodată. Doamne, să mă ajuți, dar uite cum să mă ajuți. Așa și așa. Domnul lucrează cum știe El și cum vrea El. Să-L lăsăm pe El să lucreze. Un indian, Samuel Chemolisen, care a fost un cântăreț, era student în capitala Indiei și acolo, în campusul universitar, stătea în cameră cu un musulman. El era un hindus. Și într-o duminică liberă s-au dus în parc. S-a dus doar el, acest Samuel Chemolisen. Și acolo un grup de tineri cu un credincios au cântat niște cântări și a spus ceva din Scriptură despre Domnul Hristos. Impresionat de ceea ce a auzit despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, după ce a plecat tinerii, a îngenunchiat în praf și spunea dumnealui, 10 centimetri era praful, și am zis, Iisuse, dacă Tu existi și ai putere, așa cum a zis omul ăsta, schimbă-mă! 10 zile n-am să spun la nimeni nimic. Și dacă după 10 zile nimeni nu observă vreo schimbare, nu există. Și bucuros că totuși el a simțit o schimbare, a simțit o pace adâncă în inima lui și o bucurie fără margini. N-a spus la nimeni nimic. În ziua 10-a era tare amărât că nu i-a spus nimeni nimic. Că s-a văzut ceva în viața lui, o schimbare. Și seara colegului de cameră, musulmanul, i-a zis, bă, de 10 zile te urmăresc. Ce-i cu tine? Nu mai ești ăla. Doamne Iisuse, slăvit să fii. Că existi, că ești viu, că ești atotputernic. Și a mărturisit și lui rugăciunea care a făcut-o și puterea extraordinară a Fiului lui Dumnezeu în viața lui. Dragul meu, experimentează viața cu Domnul Hristos. Este o viață nouă, este o viață curată, este o viață puternică, este o viață care duce până în viața veșnică, țâșnește în viața veșnică. Și tânărul acesta a experimentat viața cu Domnul Hristos. Să nu-i dăm noi soluții, știe el cum să o facă. Doamne ajută-mă, nu știu cum, dar te rog, intervino Tu, să fie rugăciunea noastră. Și în timp ce Domnul Hristos merge spre casa acestui om, în mulțime se atinge cineva de el, de poala hainei lui. O femeie amărâtă, o femeie supărată, probabil că și soțul o lăsase, nu putea să facă copii, avea probleme medicale și poate și asta să fie experiența vieții tale. Și când aude despre Domnul Hristos, aleargă și ea, o femeie care era greu să facă pasul acesta. A trecut peste ea, a trecut peste legea mozaică, care nu-i permitea unei femei necurate să atingă de cineva. Dar minte să te atingi de Sfântul lui Dumnezeu. Dar El pentru asta a venit, să se atingă de noi, să ne atinge. Ne permite lucrul acesta. Sfântul Fiu al lui Dumnezeu. Pentru aceasta a venit, să ia păcatele noastre, să poarte murdăria păcatului nostru în trupul lui pe lemn. Și femeia aceasta se duce și se atinge. Și credința ei era, dacă mă ating, am să mă vindec. Și minune, a simțit dintr-o dată că s-a vindecat. Care putere în trupul ei. Și a vrut să plece. Poate și tu ai trecut printr-o experiență. Te-ai rugat pentru o situație, pentru o problemă și Dumnezeu te-a ajutat. I-ai promis multe și apoi i-ai întors spatele. Și ți-ai văzut de drum. De câte ori nu i-ai zis, Doamne, dacă mă scapi din încurcătura asta mare cu băiatul, mă pocăiesc.
Doamne, dacă mă ajut să iau examenul ăsta, mă pocăiesc. Doamne, dacă scap de rata asta la bancă, mă pocăiesc. Doamne, dacă scap de boala asta, mă pocăiesc și Domnul te-a ajutat. Și ai uitat ce ai promis. El n-a uitat. De aceea, zice Scriptura, aleargă la Domnul Hristos, în genunchi înaintea Lui. El e sătul de promisiunile noastre. El vrea acum. Acum și aici să iei o decizie pentru viața ta. S-ar putea să fie ultima ocazie când Harul Lui îți oferă prilejul să iei o decizie. Să-L urmezi pe Domnul Hristos, acela care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și pe când se gândea să plece, s-a întors să plece, Mântuitorul spune un cuvânt. Cine s-a atins de mine? S-au oprit toți. Biata femeie tremura. Ucenicii nu știau, dar el știa. Zice, știa pe aceea care s-a atins de el. O știa. El te știe dacă te-ai atins de el sau nu. Venirea la adunare, la biserică, nu înseamnă că ne atingem de el. Rostirea unei rugăciuni nu înseamnă că ne atingem de el. El știe când cineva se atinge de el. Cum ne putem atinge de el ca el să simtă și să ne dea binecuvântarea? Doar o credință dintr-o inimă sinceră îl atinge pe Domnul Hristos. Cine se apropie de el, spune Scriptura, trebuie să creadă că el este și că răsplătește sau binecuvintează pe cei ce îl caută. Credința din inimă și mărturisirea cu gura duce la mântuire. Îl atinge pe Sfântul Fiu al lui Dumnezeu. La picioarele lui. Înveți că mai important decât trupul este sufletul. Femeia aceasta dorea o vindecare a trupului și, sigur, cine nu dorește să aibă parte de zile fericite și să o ducă bine. Dar Mântuitorul se gândește în primul rând la sufletul nostru. Pentru aceasta a murit și a înviat. Ca să ne mântuiască sufletul și ca să ne aibă cu el în veșnicie. De aceea, dacă îți pasă de sufletul tău, cheamă numele Domnului în viața ta, acum și aici. Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătoasă. Ai milă de mine, păcătosul. Doamne, păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Numai împotriva ta am păcătuit, Doamne. Șterge păcatul meu cu sângele tău. Spală-mă, Doamne, și voi fi curat. Ajută-mă să trăiesc pentru tine și să-mi termin călătoria în veșnicie, lângă tine. O, avem noi o cântare frumoasă. Nu e în cartea de cântări, e în cântarea, e în cărțile tinerilor. În curând ne va deschide poarta de mărgăritar. Și spălați-na lui sânge, vom păși salvați prin har. Ce aproape este momentul când Fiul lui Dumnezeu va deschide porțile cerului ca să primească pe toți aceia care l-au primit pe el, care s-au încrezut în el și să petreacă toată veșnicia lângă el. Porți de aur, porți de mărgăritar, străzi de aur, râul vieții și pomul vieții. Sunt lucruri care la inima omului nu s-au suit, urechea n-a auzit și ochiul nu le-a văzut. Dar sunt păstrate, pregătite pentru cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și un al treilea lucru este că pe cine îl atinge Domnul Hristos, îl eliberează. Atingerea care mântuiește este atingerea Lui. Femeia aceasta s-a atins de El și credința ei era ca să se vindece și a fost vindecată. Însă Domnul Hristos dorește mai mult de atât. Domnul Hristos dorește mai mult decât o vindecare trupească să-ți dea. Vrea să-ți dea o vindecare sufletească pentru sufletul tău, care este veșnic și pentru care a plătit cu sângele Lui. Și femeia cade în genunchi. Se aruncă la picioarele Lui. Și acolo învață, Doamne, m-ai vindecat rupește, mulțumesc. Dar Tu vrei să-mi dai mai mult și Domnul îi spune, îndrăznește, fiică, credința ta în mine te-a mântuit. Și credința noastră, a dumneavoastră, în Domnul Hristos, vă mântuiește, vă eliberează și vă dă un viitor și o nădejde. Credința înseamnă să iubești. Zice Scriptura, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Credința înseamnă o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Femeia aceasta n-a uitat niciodată întâlnirea cu Domnul Hristos. A fost o întâlnire specială. A plecat acolo bucuroasă, salvată, iertată și vindecată. Și fii vindecată de boala ta, îi spune Domnul Hristos, după ce îi spune că a fost mântuită. Să ne atingem de El prin credință. Acum, este aici Mântuitorul, umblă printre bănci, prin Duhul Lui și vrea să ne atingem de El și El se va atinge de noi. Și vom vedea mai departe și această atingere pe care o are Mântuitorul față de fetița lui Iair. O fată de la un orfelinat, Mary se numea, avea ochelari, avea pistrui, avea 12 ani, ca și fetița lui Iair. Și nu se acomoda deloc. Nimeni nu vorbea cu ea, toți o ocoleau. Și într-o zi directoarea o vede că se cațără pe un pom care avea o ramură înspre zidul exterior și agață o scrisorică de ramura care dădea în stradă. Și directoarea vede, se duce ea scrisoarea și o citește. Și în scrisoare scria câteva cuvinte. Pentru toți cei care citiți această scrisoare, Mari vă iubește. A început să plângă directoarea. O fată care dorea să iubească pe alții, deși nu iubea nimeni. Și acum spunem, pentru toți cei care îndrăzniți astăzi să mergeți pe la crucea Golgotei, Iisus vă iubește. Acolo pe crucea Golgotei, Mântuitorul a spus, Tată, iartă că nu știu ce fac. S-a lăsat străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace acum a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți chiar acum și chiar aici. Mântuitorul pleacă mai departe și ajunge în casa lui Iair și acolo fetița a murit și au venit trimeșii și au spus, nu mai deranja pe învățătorul, a murit. Și Mântuitorul îi spune o vorbă care a rămas în Scriptură și peste ani. Nu te teme, crede numai. Și această temere a noastră o avem fiecare dintre noi. Și Domnul spune acum, nu te teme, știu necazul tău, știu povara ta, crede numai. Ia cu el echipa mai intimă, pe Petru, Iacov și Ioan, ia și pe părinții fetei și spune niște cuvinte de autoritate dumnezeiască, Talita Cumi, care în traducere înseamnă fetiță. Scoală-te, spun. Ce autoritate! Moartea, dă înapoi pe prinșii ei. El este învierea și viața. Domnul Hristos a rupt porțile locuinței morților în dimineața învierii. Și poruncește acum morții să dea înapoi pe fata aceasta. Și fata revine la viață. Au încremenit părinții. Probabil s-o fi gândit, cine este acesta? Noi am auzit că este un învățător care poate să vindece, dar să învieze din morți? Dumnezeul întrupat este atotputernicul Dumnezeu, binecuvântat în veci. A apucat-o de mână, spune aici, cuvântul lui Dumnezeu și i-a zis, fetiță, scoală-te. Se ridică fetița și spune, dați-i să mănânce. Lasă-te apucat de mână acum de Domnul Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, ca să te ridice, să-ți dea viață, viața veșnică. El este viața veșnică și Dumnezeul adevărat. El vrea să-ți dea o nouă viață, un nou destin, să-ți dea pace, să-ți dea bucurie. Și dacă ai fost apucat, atunci vreau să spun că El îți dă o familie. A redat-o familiei. El îți dă o familie a copiilor lui Dumnezeu. Frați și surori din biserică, sunt familia ta de astăzi. Frați cu care să te rogi împreună, surori cu care să te rogi împreună și să puteți să stăruiți înaintea Domnului. Hrănește-te! I-a spus părinților, dați-i să mănânce. Hrănește-te, dragul meu, dacă te-a apucat Domnul Hristos de mână, dacă ți-a mântuit sufletul și te-a adus în acest loc unde este El prezent, atunci hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Citește cuvântul. La timp și ne la timp.
roagă-te lui Dumnezeu. Insistă înaintea lui. Postește și caută să ai părtășie cu cei care caută și cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. E bine, Domnul Hristos aduce bucurie în aceste două familii. Aduce bucuria mântuirii. Și cât de mult aș dori ca noi toți care suntem prezenți să avem bucuria mântuirii. Să plecăm de aici cu această bucurie a mântuirii lui, care este mai de preț decât tot aurul de pe pământ. Că este scris, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? A făcut cea mai proastă afacere. A trăit degeaba pe pământ. De aceea, pentru că suntem mântuiți prin credința în El, nu suntem mântuiți degeaba. Suntem mântuiți pentru că a plătit cu sânge. Cu sângele Lui, care curățește și astăzi orice păcat. Dar păcatul trebuie mărturisit. Fii gata să-i spui Lui în inima ta păcatul tău și să chem numele Lui, pentru că numele Domnului este un sprijin tare. Numele Domnului Iisus Hristos este atotputernic în cer și pe pământ. Să ne plecăm genunchi înaintea Lui, la picioarele Lui, să învățăm cât de mici suntem, cât de nimic suntem. Că important este sufletul. În primul rând, pentru sufletul nostru s-a plătit un preț de sânge. Și El vrea astăzi să ne spele sufletul în sângele Lui. Dați-i voie. Lăsați-vă apucați de mâna Lui străpunsă și veți fi binecuvântați. Amin.